E momentul exorcizării și scăpării, debarasării de nervi și asta e listuța magică, magică. Ne enervează și panicoșii din senin, mă, oamenii care văd droburi de sare peste tot. Când e lumea mai dragă, bam! Băi, dacă se întâmplă asta, dacă se întâmplă cealaltă, dar dacă o să... Bă, dacă ne plimăm pe stradă și ne pică dintr un dinozaur din ăla zburător... <gântu -și> Vine și ne mănâncă, vine și ne răpește. Încet, fără panică. Relax. Și lax. Chestia asta nu uitam, chiar dacă nu era notată pe listuța magică. Mirosul de transpirație în lift. Hmm. Vi se întâmplă să ascultați o melodie care vă place foarte, foarte mult în mașină, și fix atunci sună telefonul și o întrerupe? Bă, e nervant. Ascultați o melodie care vă place, și mai enervant, ce nu știți de unde să o apucați, vreți, nu știți cum se numește, vreți să o mai ascultați odată, porniți șazamul și când apăsați identify, se termină melodia. Foarte enervant. Mă enervează preotul Crețulescu, Cretinulescu, cel care e încă prodecan la teologie, cel care încă predă, cel care încă formează tineri tineri preoți. Dincolo de lucrurile pe care le-a spus, care sunt absolut strigătoare la cer, cred că e o formulare care ar trebui să-i spună ceva. Omul ăsta, deși spune că a citit tot felul de studii, a debitat niște inepții absolut fără mari, nici măcar n-a înțeles ce a citit. Da, ne enervează pentru că e un alt fel de intoxicare care se, se practică. Cred că face rău uh, și tinerilor care ar vrea poate să se apropie, dar de o altă formă, da, ne enervează, ne enervează habotnicia, ne enervează extremismul religios, indiferent de direcția din care vine, ne enervează inst o instituție care e lipsită de onestitate, dar care rămâne foarte importantă într-o Românie profund rurală și parțial împământată Mântenită în secolul XIX, Eu cred că aici soluția ar fi aducerea în secolul 21 și pentru asta e nevoie ca în orice alt domeniu de lideri. Foarte important ca lucrurile să se împrospăteze la, la vârf și acolo. Mă mir că vizita Papei n-a lăsat absolut nicio urmă. Mă enervează, nu mai vreau să folosesc pluralul, că poate pe voi nu vă enervează. Mă enervează orice formă de agresivitate religioasă, indiferent de proveniență, mai toate duc. La conflicte și de-a lungul istoriei, o să vedeți că e un lung șir de conflicte și de bătălii și de războaie care au fost cauzate de discrepanțe ideologice religioase. Deci, da, nu există nimic mai dezgustător și ne enervează. Mai e ceva, ne enervează nostalgicii, ne enervează nostalgicii care plâng după comunism și suferă de lipsă de adaptabilitate în vremurile de azi. E foarte trist, dar dincolo de tristețe, ne enervează. Ne mai enervează ceva. Prostia celor care dau, pentru că devină nu e cine cere, devină e cine dă. Ne enervează și asta foarte tare. Iar am folosit pluralul. Mă enervează că tot folosesc pluralul, că vorbesc, trebuie să vorbesc despre ce mă enervează pe mine, nu despre ce vă enervează pe voi când pot. Ne enervează oamenii care nu citesc știrea, să iau după titlu care de multe ori e, n-a spune chiar fals, dar menit să inducă în eroare. Și după aia emit păreri, a tot știutoare, a tot cuprinzătoare, pline de siguranță și de certitudine. Practic niște boi. Ne enervează boii. Hai să în încheiem cu ceva pozitiv. Mă enervează zgârciții. Îngrozitor de tare. Mă enervează zgârciții. Nu-mi plac zgârciții. Mă enervează zgârciții. Bun. Și ce mai e? Dezamăgitor, asta e tot. <gură>